Salutare prieteni, sper că vă place nouul meu cadru, Okini's Back, și haide să vedem ce va ieși și astăzi. Astăzi vom face bineînțeles un draft, vrem să adunăm toate legendele Europei, toate legendele bineînțeles ale lumii și cele actuale și cele trecute să le punem la noi în echipă și să vedem ce va ieși. Vrem să câștigăm draftul și nu doar așa, vrem să ne și dominăm adversarii și să înscriem și cât mai multe goluri. Vom încerca să construim draftul de la zero. Să sperăm că o să ne dea și nouă ceva, bineînțeles. Ce formație să alegem? Aș merge pe acest 4-2-3-1, însă dacă nu ne dă CAM-ul ăla, dar ca să fie, să aibă o viteză superioară de bandă, ne va fi greu. Ne va fi foarte greu. Să mergem pe 4-3-3. Haideți totuși să mergem peste o formație care mie îmi place, îmi place foarte mult. Da, nu începem excelent. Începem cu... Să luăm pe Lewandowski. Haideți pentru fanii Barcelona să-l alegem pe Lewandowski. Poziția de ce am venit să vedem. E bineînțeles Bernardo Silva, jucătorul celor de la Manchester City, care după părerea mea a avut un sezon excelent, excelent. Acum să vedem următorul CAM. Cred că vom merge pe Fekir. Bruno Fernandes este bun, în realitate este în joc datorită, sau din cauza, mai bine spus, vitezei lui. Nu este chiar ok. Acum să vedem ce are CAM, nu cred că va... Totuși cred că mergem pe La Liga. Mergem pe La Liga pentru că Dembele este un jucător extraordinar și până acum avem 3 jucători din La Liga și unul din Premier League. Poziția de CDM să o vedem. Gen Camavinga este mai ok pe mai ok în joc, este mai overpower în acest joc. Ca și fundaș central, aș alege între La Croix și Fofana, nu știu pe cine să merg. Bardiol, se vorbește intens despre transferul lui la Manchester City. Păi ce credeți? Se va transfera până la urmă la Manchester City sau nu? Foarte multe discuții în ultimul timp. Vom vedea. Acum... Cred... Godfrey știu cum joacă, e slab. O să luăm pe Ricardo Santos. Nu pot să merg pe Erai pentru că are pace-ul foarte mic. Știu că alegerile mele probabil că în anumite momente vi s-ar părea că sunt ciudate, însă încerc întotdeauna să aleg jucătorii care se mulează pe stilul meu de joc. Tocmai de asta poate câteodată voi ați considera diferit, însă vom vedea până la urmă la final cine va avea dreptate, să spunem așa. Cel portar acum să ne dea un portar bun, îl dă pe Asenjo. Sergio Asenjo. Dar Leva nu știu dacă va face față acolo în atac, cel puțin pentru 90 de minute niciodată. Până acum ne dau numai jucători slabi. Rui Costa al Oiran anul ăsta. E un nume mai greu de pronunțat, însă pe cât de greu de pronunțat e, pe atât de greu e să-i faci față. Acum îl vedem pe Eusebio care apare. Îl vom lua pe James și ca să grăbim draftul spre final, ultimele două, vom da skip. Iată, vine Nkunku. Oh, ce jucător avem aici la draft. Ce jucător Nkunku. Are și 5 stele, bineînțeles. Dar are 5-5. E un jucător senzațional. Iată că a venit și dublura lui Lewandowski și bineînțeles, iată și pe Rodrigo. Jucătorul celor de la Real Madrid și antrenor îl vom lua pe... Să vedem cine face chemistry. Malam Gui, luăm un antrenor. De obicei că nu-mi fac chemistry antrenorii, iau pe cineva random. Aleg subiectiv, după față, după... Să vedem acum pe cine mai scoatem de aici. Da, avem o bancă superbă, avem un draft frumos. Avem un draft frumos și haide să-i dăm drumul să vedem primul adversar. Da, s-a oprit și nu am putut să-i văd echipa, a avut o eroare jocul, însă să vedem, o putem vedea aici.
Iată, l-are pe Maguire atacant. Să vedem acest lucru. E foarte interesant de urmărit acest Maguire atacant. Nu am jucat contra lui sau cu el până acum. Să vedem. Poziționarul nu se grăbește. Fekir întoarce, pasă pentru Dembele. Să vedem cum vom finaliza această acțiune. Dembele, așteptăm și greșim, din păcate. Acum... foarte frumos, Abali, Fekir, 1-2, nu e Lewandowski care trage și ratăm o ocazie mare, ratăm o ocazie imensă, adversarul nostru primește galbă. Pătrunde cu Saka, până unde se duce și înscrie pentru 1-0 adversarul nostru, ne-am apărat foarte slab aici, nu ne-am apărat cum trebuie, nu e bine. Conduce cu 1-0 prin Colomoani. Intervine adversarul nostru. A intervenit foarte frumos. Oh, ce pasă pentru Saka. Suntem surprinși. Să vedem dacă este Sergio Asensio. Ne întoarce odată. E gravă cu Sabali aici pe dreapta. Să vedem Bellingham. Ne apărăm slab deocamdată și scăpăm acum Dembele. Pentru Leva pentru Fekir. Fekir, am vrut să-l scot. De Jong recuperăm, De Jong, Fekir, construim frumos și ne dă arbitru penalti, extraordinar. O intervenție, s-a pripit un pic adversarul nostru. Haide să-l vedem pe Lewandowski, să sperăm că marcăm și Leva este 1-1. Extraordinar, atacantul celor de la Barcelona, killerul celor de la Barcelona, marchează pentru 1-1. Extraordinar Lewandowski, extraordinar. Și acum... îmi pare rău că m-am bucurat, însă este șocant ce face adversarul meu. Cred că a vrut să iasă, însă pentru că m-am bucurat... Nu, a ieșit, da. Un match cel puțin bizar, începem seria asta cel puțin bizar. Ok, a jucat foarte bine, a avut 1-0. Să vedem dacă el își va lăsa echipa. Nu, începe direct, îl observ pe Nazario. Haide să vedem cum vom trece și de acest match. Cardurile astea gold, nu știu cu ce l-ajută. Bine, Nazario și Baze e bun. Mă prinde și îmi dă 1-0. Înscrie Nazario, nu ne apărăm bine, nu suntem atenți și ne luăm gol. Îl are chiar moment. Silva, Dembele, îl deschidem pe Camavinga, extraordinar, pasă pentru Bernardo Silva și ratează, incredibil, Bernardo Silva, n-am vrut să dau așa, însă oricum a fost și offside. Arată tot el, Lewandowski, greșeală adversariul nostru, Leva, scoatem extraordinar portarul din joc și Lewandowski marchează pentru 1-1, e 1-1 și revenim, să vedem. Extraordinar Lewandowski în echipamentul celor de la Craiova. Nu ăsta are jucătorilor din Superliga. Să-l vedem pe Dembele, ratăm, incredibil. Și Bernardo Silva. Da, vor apărea și vom vedea acum care este cel mai frumos. Pentru mine acesta al celor de la Craiova este cel mai frumos echipament din sezonul trecut. Îmi place extraordinar de mult. Prea târziu, n-am vrut să dau acolo. Dembele trece frumos și mai ratăm o dată. Mai arătăm o dată, însă ne-am intrat în mână. Greșite, dar mă prinde acum cu Rafa Leao. Greșește mult. Adversarul meu greșește mult în apărare, însă în atac e bun. Acum scăpăm cu Fekir. Un berba spin, dăm la 1-2, ne grăbim. Ne grăbim, însă așteptăm din nou o greșeală, nu? Seamănă Vinicius cu Dembele, în realitate mai greu. Centrăm pe bara a doua pentru Bernardo Silva și este 2-1. Marcăm pentru 2-1 Bernardo Silva. Adversarul nostru supus greșelii primește încă un gol. Bernardo Silva, o mai dăm o dată la 1-2. Bernardo Silva, îl depășim. Leva nu ratează. E 3-1. E 3-1 și minutul 34, adversarul nostru este îngenunchiat. Lewandowski marchează pentru 3-1 și să spunem așa, echipa Barcelonei conduce cu 3-1. Tarul nostru supus greșelii, Dembele, ce frumos o ridică pentru Lewandowski, superbă fază, să finalizăm cu gol, e 4-1 Fekir și cred că ar trebui să iasă. E în formă, e în formă echipa noastră, e în formă și avem 4-1. Avem 4-1. Senzațional.
Santos extraordinar, la Croa o face de Balamug, Nazario și e 4-2. Foarte mult, el joacă bine, dar greșește foarte mult și Fekir te iartă greu. Ia să-l vedem pe Fekir la această fază, nu cred că îl va ierta, îi pasează lui Bernardo și cred că e cam gata. Cred că e cam gata Bernardo Silva, ce l-a învățat Pogba. Lasă-te pe ea, copile. Nu rezolvă nimic, îi dă pasă lui Leva. Lewandowski cu exteriorul, mingea sare la Bernardo Silva. Eu lasă lui De Jong, strigă tot stadionul, lasă-te pe ea, copile. Și este 6-2. De Jong de la Barcelona, mijlocașul destul de tânăr al celor de la Barcelona, care a fost inclus anul trecut în echipa anului, marchează pentru 6-2 și setul este completat de către Frenkie de Jong. Pasă pe sus Silva, Fofana o face de comandă în apărarea celor de la Manchester United, să spunem așa, și Bernardo marchează și de data asta o face pe aia lui Rashford. Pleacă Dembele și ușor, ușor văd că intrăm și în al doilea set. Scăriță, urmărește Bernardo și la mișto nici nu mai trage în ea, e 8-2. E 8-2 și se pare că Didek 7-7-7 se pregătește să iasă. Schema asta nici nu știu cum am făcut-o, sincer. Se spune că într-un sistem, când e bine, nu trebuie să schimbi nimic. Dar Okin spune că atunci când totul merge bine, îl băgăm pe Al-Owairan. Trebuie un pic exersat pe arabul ăsta, că e cam jale cu pronunția, dar ușor, ușor deprindem și treburile astea. Eusebio, tată, Lewandowski a jucat prea bine și nu avem cum să te băgăm. Însă, să vedem dacă mai facem ceva modificări, nu. Pe Rodrigo îl pedepsim că i-a marcat golul acela lui Chelsea și a trimis-o pe Real în extra time și pentru asta, pentru sufletul meu, un pic pedepsit. Hai să vedem ce adversar avem și acum. Ia să-i vedem și echipa, ne arată echipa, l-are pe Ocker în poartă, l-are pe Ocker în poartă. Nu am jucat nici contra acestui jucător până acum, mă refer la Ocker. Alo, Iran, și este 1-0, este 1-0. Gol marcat de Alo, Iran. Gen stil ASMR, cum ar veni și pentru pasionații de ASMR. Gomesc, e 1-0 pentru mine în semifinal. Avem aici triunghiul Barcelona, Dembele se deschide frumos. Dă-i roșu, domn arbitru. Dă-i roșu, domn arbitru, Nesta. Nestiul acesta, dați roșu. E frumos. Oh, 1-1. Ce dezinvoltură. Mi-a dat scărița asta Griezmann, zici că era cel puțin Adrian Ilie la mondiale cu dezinvoltura aceea. Incredibil. Să vedem acum. Ne apără în dezastru și ne dă Nesta gol din foarte, că e incredibil așa ceva. Seedorf, Kevin De Bruyne, a făcut-o de Balamuc Sabani. Zidane. Prea multe figuri cu Zidane și se pare că ratează. Dar trebuie să facem câteva schimbări la pauză. Suntem până acum o prestație cel puțin dezastru. Nu știu dacă jucăm acasă la noi, dar știm, oltenii sunt cam pretențioși și se pare că nu acceptă să jucăm așa. Acum Cuadrado, Eusebio pasă pe sus, Cuadrado, avem noroc, egalăm. Un gol mizerabil, de 2 bani. Mai frumos dansul ăsta, samba, stilul samba lui Cuadrado. Dă bine din shoulder, nu știu, nu ai ce să-i comentezi. Uitați-vă Eusebio pe steroizi, ce poate să facă Eusebio în fața porții pentru un Nkunku. Calm și e 3-2. E 3-2. Iată că schimbările de la pauză nu că au adus un plus, au adus un mare plus. Cuadrado și vreau penalti acolo. N-a dat arbitru, aceeași fază mi se pare că și eu am avut-o cu el, sau vorbesc din amintiri. Dembele, aolo, Dembele, superb, oh, ce ratare, ce ratare. Scăpăm pe contraatac,
Pasă pentru un cu, lasă-te pe ea și portarul lui nu este la post, este ăla prost și este 4-2 pentru Okin. Golazo, golazo, igolazo. Oh, 4-3 și a pus pauză să vedem ce schimbări face. Noi n-avem să băgăm, ne place echipa noastră extraordinar de mult. Își dau o șansă Romarinho, dar mie că fac o greșeală, că dacă ne dă 4-4 și e Dembele out. Da, câștigăm cu 4-3, ajungem în finală, nu foarte greu, dar nici destul de ușor. Dacă nu om după statistici, el a dominat, să l-am simțit un pic sub mine, dacă mă întrebați pe mine, și nu doar din cauza faptului că am câștigat sau datorită că am câștigat. Dar să vedem. Dar nu am un draft excelent, însă nu am niciun draft slab. Rezervele pe care eu le am sunt extraordinar de bune. Mi-l arăta, cred că și pe Bayram acolo. Glumesc. Iată, da, uite, de data asta ne arată echipa așa a lui, nu este o echipă extraordinar de bună. Și iată că începe finala, finala mult așteptată, să sperăm că jucătorii noștri vor câștiga. Scapă pe contraatac, trage și apăra Senho. Mutăm portarul extraordinar. Iog, dă-i o dată de Iog. L-a așteptat pe Leva, că e de la Barcelona. Să vedem, o greșește adversarul nostru aici. Nu mi se pare offside la Fekir. Fekir scoate pentru Alouairan. Alouairan, superb, și este 1-0. Este 1-0. Deschidem scorul în finală, să vedem ce ne rezervă și următoarele minute. Încercăm să salvăm faza asta. Pasă frumoasă. Ce? Doamne, ferește. Cați-o dată. Santos, cum se apără Senho, mai? No, e puțină harababură la noi în apărare, dar rezolvăm acum Camavinga. Camavinga pasă pentru Lewandowski, Lewandowski deschide pentru Alouairan, Alouairan pasă pentru Fekir, nu-i offside din nou, stă excelent la limita offside-ului Fekir, Nabil Fekir pentru Alouairan, ce ratare, încă o dată, mai ratăm o dată, nu se poate așa ceva. O greșeală Santos și acum scăriță Alouairan, ci e 2-0 în finală. Pare că băieții noștri au înțeles bine că au prime de 200.000 de euro fiecare pentru câștigarea acestui draft și iată că facem 2-0. Alouairan pare că joacă pentru viața sa, nu pentru premiile de 200.000 de euro. Pasă pentru Leva, acum îl deschide pe Leva, 3-0 și e gata. Finala este adjudecată de către Nico Okin. E 3-0 pentru noi, câștigăm și acest draft. Vom ieși și acum vom deschide premiile. Sunt curios ce ne pică. Chiar alaltă mi-a picat un Werner, un Werner care costă 5-6.000, cred că e shapeshifter. Să vedem și premiile, atenție. Da. Astea sunt premiile. Să nu ne dezamăgim din start, însă sincer, când ai rar gol pe curie, nu prea ai la ce să te aștepți din punctul meu de vedere. Însă fiind spre finalul jocului, poate prindem ceva. Haideți acum să vedem, poate rar gol pe Cosa. Îl alegem pe al doilea, că primul cred că e și mai varză. Lata. Ce pecuri penibile, nu e niciun fel de problemă. Îl păstrăm pe Zlatan și pe Vasilez așa de bun simț. Și acum așteptăm ultimul rar gol pe și să vedem. Atenție, acesta este workout. Însă în perioada asta jocului e greu. Îl dă pe Leva totuși. Nu încheiem. Este dubioasă, are Lewandowski pe marginea acestei scene, să spunem. Dar cred că 23.000 costă Lewandowski. Da, e 20.000.
Ce să mai mulțumesc că a stat cu mine până la final. Până la urmă ne-a picat Lewandowski. Nu e chiar atât de rău. Acesta a fost primul meu draft. Sper că v-a plăcut. Sper că v-a plăcut cum am jucat. Vă aștept alături de mine în continuare. Surprizele nu că sunt mari, sunt imense, dar asta veți descoperi pe parcurs. Eu vreau din partea voastră un like și un subscribe aici la acest cont. Vreau un like și un follow pe pagina mea de Instagram și, bineînțeles, nu în ultimul rând, un follow pe pagina Golazo. Până data viitoare, cam ăsta am fost eu și vă aștept acolo pentru că Okin is back.